Un microbuz plin cu călători a fost atacat cu bâtele de 4 indivizi în centrul orașului Maramureșan, Șomcuta Mare. Agresorii ar face transport ilegal de persoane pe aceeași rută, spune proprietarul microbuzului distrus. Acesta declară că bătăușii au venit cu bâtele chiar în fața secției de poliție și l-au amenințat cu moartea și că îi vor da foc casei. Și vă avertizăm acum că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Uite-te, ia cu bota, uite-te cum dă cu bota, ia uitați-o, ia. Mamă! Bă, o da cu bota, mi-o spar mașina. A ce Dumnezeu fa, băi omule, te omor mașina, bă, aici vin așa cu forța. Să vină echipajul ăla. Bărbații înarmați cu bâte au atacat microbuzul cu călători chiar în timp ce patronul și șoferul cursei Șomcuta Mare, Baia Mare au oprit în stația de autobuz pentru a prelua pasagerii. Ne-o îndoi mașina. Mamă Dumnezeule! Da. Șoferul a accelerat și a reușit să scape. A mers direct la sediul poliției. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale pasagerilor. M-a lovit mașina, ia ce sunt șuncuta. Mi-o dat în mașină, mi-o spart, am marturi. Hai, da, o dat în mașină. Hai, te rog, încoace. Păi cu, nu știu cu ce-o dat. Ia ei. Acum avem. Stai că mă duc la poliție. Polițiștii au deschis dosar penal pe numele suspecților pentru distrugere și amenințare. Uite-te, ia cu bota, uite-te cum dă cu bota, ia uitați-o, ia. Mamă!